Salut, zi de sâmbătă și sper să avem niște noroc. S-a făcut 17 septembrie 2022. Am pentru voi din nou 3 bilete, pur sus, pur jos și biletul lung al canalului, format astăzi din 9 evenimente, Maleu. Hai să le notăm. Vă mulțumesc pentru like-urile de ieri, abonați-vă dacă ați venit mai nou pe canal în continuare și dacă tot vă abonați, setați-vă și clopoțelul ăla să primiți toate notificările din partea mea. Pentru ziua de azi, pup! Josus, 44.61, primul meci începe cum o să înceapă pe toate biletele de azi, la 15 e același meci, așa că dacă ne ardem cu meciul ăsta, ne ardem urât de tot, veți vedea că biletele sunt foarte asemănătoare, sunt practic cam aceleași surse, aceleași conturi conținute de toate cele trei bilete propuse astăzi aici pe canal. Dacă se strică 1, 2, 3, 4, 5, 6 meciuri, s-ar putea să se distrugă toată iluzia. Dar încercăm, jucați prudent, v-am spus întotdeauna, jucați cu mare grijă, jucați cu super atenție. Hai să zicem biletele de azi. Pup sus are o cotă de 44.61, am zis, hai să recităm meciurile. Danemarca, prima divizie, Hillerød, ăsta e meciul care le deschide pe toate și sper să nu avem ghinion cu el. Hillerød se duelează cu Nykøbing. 1 solist, mizăm pe Hillerød. Hillerød, cum dracu s-o mai pronunța în daneză, foarte, foarte corect. Câștigă gazdele și sper că aceste gazde cu o cotă de 2 și un pic să nu ne rupă norii. E foarte riscant, dar știți bine ce demențeli îmi asum aici. Vă rog să vă asumați și voi și să băgați la cap din prima, că sunt bilete foarte grele. Jucați-le cu mare, mare atenție, cu mize mici, cât se poate de mici și dacă e să avem noroc, avem noroc. Dacă nu, o altă zi pierdută. Hillerød vs. Nykøbing, 1 solist. Mergem mai departe în pup sus. Italia, Serie A, Bologna vs. Empoli, 1 solist. Anglia, League One, Forest Green Rovers se duelează cu Morecambe, Morecambe, cum îi veți găsi în aplicații, câștigă gazdele, 1 solist, mizăm pe Forest Green Rovers. Anglia Premier League, apoi mergem la duelul cu celebrități, Tottenham vs. Leicester, Tottenham vs. Leicester, cum îi veți găsi cu toți în aplicații, câștigă gazdele, mergem pe victoria Tottenham. 1 solist. Belgia Pro League vine pe bilet cu tăvăleală mare între Charleroi și Westerlo. Câștigă gazdele, punem pe bilet 1 solist, mizăm pe Charleroi, da? Franțuzescul belgianul. Charleroi versus Westerlo, 1 solist, câștigă gazdele. Charleroi. Și închidem bilețelul pur sus de astăzi cu Portugalia, Primeira Liga, unde au tăvăleală mare Boavista cu Sporting Lisabona. Câștigă Sporting Lisabona cu o cotă de 2, cu o cotă de 2, mă iertați, cu o cotă de 1.40. Sper să nu ne dezamăgească acest 2 solist. Asta încercam să spun. Așadar, puneți, mizați pe oaspeți, pe Sporting Lisabona, 2 solist cu o cotă de 1.40. Doamne ajută-ne! 44.61 e cota totală în acest moment când vă prezint eu biletele. Dacă mai scade un pic, asta este, sunteți familiar cu sportul ăsta extrem. Ăsta a fost biletul pup sus. Ne mutăm pe Maleu. Biletul lung al zilei are astăzi o cotă fabuloasă de 734.13. Are 9 evenimente. Primul meci începe la fel cum o să înceapă pe toate biletele, spuneam, la 15. E același meci din Danemarca, prima divizie. Hillerød vs. Nykøbing, 1 solist. Câștigă gazdele, mergem pe Hillerød. Continuăm cu Franța, Liga a doua, unde se întâlnesc Bordeaux cu Dijon. Câștigă gazdele, mergem pe victoria Bordeaux. Pe victoria celor de la Bordeaux, mergem pe 1 solist. Italia, Serie A, apare și pe biletul Maleu, Bologna
versus Empoli, mergem tot pe unul solist, câștigă Bologna. Ne mutăm în Anglia la National League, unde se întrevăd Scunthorpe United cu York City, era să zic York City, acești oaspeți vor și câștiga meciul, mergem pe doi solist, mizăm pe victoria York City. Suntem în Anglia, zicem City. Eram în state, ziceam Siri. Aproape ca roboțelul de la iPhone, da? Siri. York City. Atâta chinuială cu pronunția și ele se strică ca tembelele. Meciurile pizdi. Mergem mai departe în maleu. În Belgia, 1B Pro League. Ce-o mai fi și asta, maică? O fi că e un meci cu Club Brugge, cum îi știți voi cu toții din aplicații, Club Brugge, Club Brugge, under 23, tineret sub 23 de ani, duel între ăștia și Vasland Beveren. Toată chinuiala cu pronunția, ca să aflăm că vor câștiga oaspeții. Puneți pe bilet 2 solist, mizăm pe Vasland Beveren. Câștigă oaspeții. Mergem mai departe. Bilet în Scoția, Championship. Au întâlnire astăzi acolo, printre alții, Raith Rovers cu Ayr United. Vor câștiga oaspeții. Mergem pe 2 solist. Câștigă Ayr United. Avem de adăugat din nou și pe biletul ăsta maleu de azi, Anglia Premier League, Tottenham versus Leicester. Câștigă Tottenham, câștigă Tottenham, câștigă gazdele, mergem pe 1 solist. Germania, Bundesliga 2, apar pe bilețel cu tăvăleală extraordinară între Hamburger și Fortuna Düsseldorf. Vor câștiga gazdele, punem 1 solist pe bilet, mizăm cu o cotă de 2 pe Hamburger. Pe gazde. Notați acolo, șa, unu solist, victorie pentru Hamburger, SV-o, SV. Biletul maleu se închide pe ziua de azi cu Belgia Pro League, unde au întâlnire ce auziți mai devreme pe pup sus, Charleroi cu Westerlo. O tăvăleală din care câștigă Charleroi, mergem pe gazde, punem și aici unu solist pe bilețel. Frumusețea nobilă de serie de bilete continuă cu pup jos, ultimul bilet al zilei. Înainte să vi-l zic, vă anunț din nou că am un grup privat de WhatsApp unde jucăm chestii chiar mai complicate decât aici pe canal. Pe lângă biletul ăsta maleu, mai am 2 bilete exclusive acolo, lungi, foarte lungi. Cel mai lung al meu, Venirea Mormanului, a fost câștigător pe 30 aprilie, anul curent. Vă puteți uita la episodul din 1 mai să vedeți cum au arătat biletele exact și ce s-a întâmplat acolo. A ieșit pe 30 aprilie câștigător cu o cotă de 1293. Vreți să jucați și Venirea Mormanului, cât și al doilea bilet exclusiv pe care eu îl ofer pe canal, gata construit din aplicația Superbet, Triumf. Un bilet mai lungan, mai lunguț un pic decât maleu, dar, mă rog, foarte asemănătoare în ultima vreme, pentru că le-am resetat de câteva zile, vă spuneam, sunt chiar în oglindă. Diferă 1-2 meciuri pe ele, cam tot pe acolo sunt. Biletul Triumf îl ofer și pe ăla, doar pe grupul meu privat de WhatsApp, dacă vreți să aveți acces la toate trei. Biletul ăsta maleu de pe canal lung, biletul Venirea Mormanului, cel mai lung al meu, cu cote, ați văzut ieri, alaltăieri, 6.000, 2.000, ne ducem în demențe complete. Și biletul Triumf, tot așa, cu cote de 700, 1.000. Dacă vreți să le vedeți în fiecare zi, gata, construite din aplicația Superbet, aveți cont la Superbet, aplicație de Superbet instalată pe telefon și sunteți din Românela și vreți să jucați alături de mine biletele astea foarte, 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 foarte riscante, vă aștept acolo. Cum să intrați în grup, e detaliat clar în subsolul clipului.
Puteți juca biletele astea chiar și din afara țării fiind, dacă vă instalați aplicația de Superbet pe telefon. Nu prea merge pe iPhone, am înțeles, să instalezi aplicația, pentru că nu sunteți în țară, cloud, ne-cloud, ce dracu se întâmplă acolo, dar pe Android am înțeles că prin wireless, nu prin date mobile, s-ar putea instala. Și mă rog, să deschideți biletele pe care eu le trimit gata făcute din aplicația Superbet pe aplicația Superbet din telefonul vostru, și doar să le vedeți, să vedeți pronosticuri, meciuri și căutați totul manual. Asta ar fi meteahna. Căutați manual zilnic, jumătate de oră, probabil 20 de minute, jumătate de oră. Căutați manual meciurile pe site-ul unde jucați voi. Bet365, Bwin, Betwin, Between. Nu știu, pe unde mai sunteți voi pe acolo abonați cu dragostea și plăcerea. Pe unde mai jucați prin țările pe unde dăinuiți. Deci se poate chiar și așa, cu un pic de efort, un pic de giumbușluc. Dar mă refer cu invitația în principal la telespectatorii mei din România. Dacă sunteți aici pe YouTube și vedeți ceva în ceea ce eu încerc, vă aștept și pe grup. Atenție, sunt bilete negarantate, super periculoase. E totul detaliat foarte clar în subsolul de clip. Citiți atent și dacă vă coafează, iar trebuie să mă tund, dacă vă coafează ce citiți și vă place ce am putea face pe grupul ăla, eu vă aștept și acolo. Hai să zicem ultimul bilet al zilei. Pup jos. Are o cotă de 86.21. Superbă, fabuloasă, finuță. Primul meci e același meci ca pe celelalte două ale canalului și pe Pup Sus și pe Maleu. Am deschis treaba cu Danemarca, prima divizie. Așa o deschidem și aici. La 15 începe meciul ăsta. Hillerod versus Nykøbing. Nykøbing. O să fie o tăvăleală din care câștigă gazdele. Sper să nu ne arde. Mamă, se pot întâmpla surprize? Câte surprize nu se pot întâmpla? Ați văzut cum decur biletele, da? Zi de zi în nămol. Mizăm pe unul solist și aici. Mizăm pe victoria gazdelor. Hillerod. Continuăm biletul cu meciuri deja auzite pe toate celelalte trei bilete, nu mai nimic unic sau special. Italia Serie A vine pe Pup Jos cu meciul dintre Bologna și Empoli, punem unul solist, mizăm pe Bologna. Anglia National League vine cu Scunthorpe United versus York City, doi solist, câștigă York City, câștigă oaspeții. Continuăm cu Belgia, 1B Pro League, se întâlnesc Club Brugge U23, under 23, sub 23 de ani, tineretul vieții, în întâlnirea lor cu Vasland Beveren. Câștigă Vasland Beveren. Mergem pe 2 solizi, victorie de oaspeți. Anglia, Liga 1, intră și aici pe Pup Jos cu tăvăleală între Anglia, Liga 1, sper că am zis bine, între Forest Green Rovers și Morecambe. Vor câștiga întreaba asta gazdele, câștigă Forest Green Rovers. Făcui pauză pentru și ezitam pentru că mă uitam dacă e pe chiar pe toate biletele. Și într-adevăr, l-ați auzit și pe Pup Sus și pe Maleu. Și pe Maleu mănânc pleavă. A fost doar pe Pup Sus. Uite, vezi? Asta înseamnă. Asta înseamnă să fii mafiot. De asta mă uitam atent, să nu mănânc diverse ciocolăți. Da, a fost doar pe Pup Sus și iată l-au zis din nou și pe Pup Jos. Vedeți? Mie îmi place cu corectitudinea. Nu-mi place să aberez. Forest Green. A fost pe Pup Sus și n-a mai apărut și pe Maleu. Cicala cacichicea, cicala cacichicea și închidem bilețelul Pup Jos de azi cu Belgia Pro League. Se întâlnesc acolo, la fel cum s-au întâlnit și pe Maleu și pe Pup Sus, Charleroi cu Westerlo. Din toată nebunia câștigă Charleroi, câștigă gazdele. Unul solist punem pe bilet. Acestea sunt biletele, vă urez mult succes, jucați prudent, jucați cu atenție, nu uitați treaba asta. Ne auzim și mâine. Poate se întâmplă vreo minune, nu se strică primul meci și continuăm cu celelalte cu bine, cu verde. Atenție mare, baftă mare, sâmbătă frumoasă!